ceva se întâmplă astăzi. Astăzi este ziua mare. Astăzi este ziua mare pentru această dulce floare. Vai, ce frumoasă, frumoasa noastră. Ce urmează astăzi, bubălină? Ce face tati acolo? Ideea e că n-am blender și îl pisesc cu lingurița cu furculița astăzi. Trebuie să ne cumpărăm ceva care prepară, gen, vreau să iau ceva care și fierbe la abur și blenduiește. Dacă aveți voi vreo recomandare, dacă e vreo mămică pe aici care se pricepe, vrem să luăm ca să ne fie mai ușor, dar astăzi pentru început am fiert acolo pe aburi moala cea mai mare din casă, un singur morcovel. De care jumate am scăpat pe jos. Jumate s-au dus pe jos, dar restul o să meargă, sperăm noi, cu mare, mare succes în burtica bubulinei. Nucilor de cocos, mă bucur super tare că filmez acest moment și că l-avem și noi ca amintire. Carolina știe că urmează ceva, de obicei după ce schimb scutecelul, imediat îi dau să pape și ce, acum mai durează. Ce geniu sunt, merge prin stecurătoare să-l fac. Bravo, sunt tati! Geniu! Bravo! Problema este că am rămas, cred că, cu doar o linguriță de morcov. Da, rudimentar la început, dar las că ne experimentăm noi. Chestia este că i-am luat și o linguriță foarte șmecheră, cu rezervor. Nu uitați-vă ce fain a ieșit tot, piure pasant. Bravo! Pentru tine! Pentru tine! Deci avem așa în felul următor. Puțin morcovel, fiert pe aburi, cu câteva picături de ulei de măsline și cu puțin lăptic de acolo. Na, uitați-vă, atât am făcut. Sunt mulțumit dacă mănâncă și asta. Da. De obicei am văzut că am tot urmărit tot felul de videouri dintre astea. Ai văzut cum face? Cică! Carolina! Acuși! Am văzut tot felul de videouri dintre astea în care mămicile începeau diversificarea și pregăteau acolo o cantitate serioasă, gen 2 morcovi și așa, și copilul nu mânca decât foarte puțin la început. Și am zis că se pune doar un morcovior. Vedem. Unde e uleiul bubulinei? Unde l-ai pus? Păi l-am văzut pe aici, la un moment dat, și... Știe că e pentru ea, știe că e pentru ea, știe, deșteaptă fata mea! Ce mai frumoasă fetiță! Cea mai frumoasă fetiță! Bine, așa spune fiecare mămică, da, dar cea mai frumoasă! Fiecare bebe e cel mai frumos! Buburuță! Buburuță! Ne punem în scaune! Vrei să mai arăt până lingurița sau până direct lingurița? Ia uite ce avem aici! Asta este lingurița ta cu dozator specială. Ești fericită? E puțin cam foame. Ia uite! Ia uite! Bubruță! Să apeși încet, curge-mi. Vrei? Arată la oameni cum iese. Ia uite, deci apăsăm pe aici. Întoarce-le puțin să vadă, așa. Așa, și iese pe aici, ca să nu mai avem castronele și alte chestii. Vrei? Vrei, bubruză? Cum e? Am uitat să-i punem babețica. Hai să-i o punem, Cristina, unde-i babețica? Stai să mă fim atenți la reacții. Ce-i asta? E bun! Îi place! Bravo! 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 Toate lucile de cocos aplaudă! Bravo! Hai să-i dăm cu babețica, că vreau să dăm. Punem babețica? Punem, e acolo. Îți place? Mai vrei? Sau pune una normală. Că asta nu cred că am dezinfectat. Lasă, pune una normală. Chestia este că mă uitam în o grămadă de videouri dintre astea cu diversificarea și mamele uitau să pună babețică și am zis că eu o să pun primul lucru. Îi place. Îți place morcovionul? Hai să punem tăti cu babețică. Hai să ține gâtul. Da. Așa. Și așa. Si, așa, si, așa, si, așa. Nu, 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 nu. Dă-i să hai, 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 hai. Hai, apăsat-o prea tare. Dar ce faină lingura de silicon. Iubita? Ce bun. Bravo, bravo. Bravo, ce bun este. A crescut păpușica! Doamne, cât am visat-o la momentul ăsta și acum se întâmplă! Îți mai dă, mami? Îți mai dă? Haide! Bravo! Bravo! Bravo, bravo! Așa, papi, ești mare! Bravo, iubita! E bun? Nu cred că e obișnuită cu chestia așa de...
Bravo! Cât poți tu, mami, foarte mândră de tine. Ăsta-i morcovior, buburuță. Cu ulei de măsline. Da, e plin de vitamine și ajută fetița să chiască mare. Așa. Bravo, bravo, iubita, bravo. Așa, papă, așa. Te poți pus pe dreser, bravo. Și nu vine să crește fetița mare. Da, bravo, cum ai crescut tu. Așa, hai papă. Mai vrei? Buburuză? Apasă, mami. Haide, că am mai pus aici niște lăptic. E mai dulce acum, ia mai papă. Haide, bubu, haide, haide, bravo. Ușor, ușor. Ușor, ușor, ușor. Chestia este că probabil trebuia să ne apucăm înainte de ora mesei, că acum e foarte foame. Bravo, bravo. Mai vrei, buburuză? Nu știu dacă mai vrea. Haide. Așa papă oamenii mari, puiul. Cred că este fomiciu. Dragostea lui mami. Haide, haide că e foarte bun și dulce. Iam, iam. O să mai continuăm și mâine și o să filmăm fiecare zi de diversificare. Se pare că acum e prea fomită și nu mai are răbdare să mai poape piureul. Dulceață, bravo! Asta e bun! Iar popa, dai fomiță, dragostea popa. Mea! Două lingurițe e bun! Carolina, ești pregătită pentru cea de-a doua zi de diversificare? Ești pregătită să mai dai o șansă piureuțului de morcovel, da? Da? Ia să vedem cum decurge astăzi! Nu fie, era cât de frumoasă, era numita asta! Aici-i tati! Apasă ca să curgă. Hai să vedem. Nu da foarte mult, da foarte mult. E mai apos acum, acum mai apos. Așa. Așa, miam, 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 ce bun e. Haide. Haide să vedem. Haide, buburuța noastră. Haide. Deschide gurița. Haide, are și lăptic. Haide, este și somnic. Dă-i mami! Dar nu vrea! Hai că îi dă-i tati! Da-i, 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 da! Așa! Gata, uite ce mult am dat! Bravo! Bravo! Hai că nu-i așa rău! Hai că-i bun puiul! E bun? E bun mărcăpiorul? Bravo! Mai vrei? Îmi spui când se mai dau următoarea porție. Vai, ce cute! Mai dau sau mai metec încă? O fi bun la gust! Pare să metec, trebuie să fie bun că a pus ulei de măsline și morcov și lăptic, am amestecat aici. Hai, mai luăm o guriță! Hai! Mai luăm o guriță! Bravo! 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 Așa, ia chiar papă! Mai încercăm o guriță? Hai, că nu e chiar așa de rău! Hai, mai încercăm o guriță. Hai. Deschide gurița. Bravo! Bravo! Nu știu dacă ceva șervețel. Șervețel. Hai, că nu e așa de rău, e chiar gustos. Da, mai încercăm? Problema e că ea asociază lingurițele cu medicament. Da, i-am dat, a fost răcită fix înainte de diversificare, a fost răcită și a trebuit să-i dăm. Și era amar. Da, și erau foarte rele. Se obișnuiește, da, se obișnuiește. Și a aplicat la fix lingurițele. Da. Hai că totuși, păi, ia papă. Văd că papă. Mai vrei? Păi nu prea mai mâncare mult aici. Hai, mai vrei? Au 40 de grame. Da, așa. Iam, iam, iam. Nu prea ți-am dat aici. Deschide gurița. Deschide gurița, piscol, așa, deschide gurița, deschide gurița. Hai puiu, că trebuie să te obișnuiești, că altă-i mâncare. Deschide gurița, piscoțe ești tu. Mai ai în guriță? Deci că gurița. E și somn. Gurița mare. Mai ai o guriță și tati mulțumit. Dacă fac o guriță, tati e foarte mulțumit.
Toate capul, hai de ursulețele. Bravo, asta chiar a fost o linguriță. A fost toată. O linguriță sănătoasă. Uite că mănâncă. Bravo. E bun? Ești înăpăpat 30 de grame aproape, 25, da? Da, 25 de grame. Bravo. Ia, ce mai dau, ce fac? Mai vrei o linguriță? Păi, eu am făcut aici 5 de grame, dar aproape tot. Mai dau? Mai vrei? Hai să mai dăm o linguriță. Dar nu mai am, e ultima. E ultima? Ultima lingurie, nu mai am. Ia. Numai dacă dau în două bucăți. Mare tăi. Sau să lasă să fie ultima? Da, ultima. Ai iubita noastră. Ursuleț, dar nu știu că-ți place așa mult. Așa! Gata! Bravo! Ușor, cât poți tu? Ia, pamă! Mai vedem și mâine cum mai funcționează. Noi așteptăm să ne vină comanda de blender. Că am dat până la urmă comandă. Și urmează, poate mâine, pe mine vedem. Cartofior. Mamă, ce ne place cartofiorul nou, oamenilor mari! Cartofiorul e foarte bun! Așa! E deja nou! Cum e la gust? E bun? Hai! Ah. Ce fetiță mare avem! Uite! Ce bun! Hai că parte din ce în ce mai bine! Așa. Uite că a deschis gurița! Ai deschis gurița singură. Aaaa! Să vezi cum deschide gurița. Da, văd. Da! Ce bună! Așa! Ia mult? Mai puțin așa? Îți place când papi și mami te filmează? Da? Când o să crești mare și o să te uiți, uite, mami, cum mâncam eu! Știți ce-mi place? Că acum chiar deschide gura. Dacă zilele trecute nu voia să deschidă gura mai deloc, acum chiar o deschide. Hai! Aaaa! Hai! Păi ce curăț o mai uită, așa! Ce bunic, mai vrei? Mai vrei? Vrei piureuț? Da? Așa! Felicitări! Hai! Pune mai mult în lingura. Așa. Ca să poată să prindă. Așa. Ce cute ești tu! Cât de cute ești! Da! Hai să mai dea mami. Hai! A! A! Gurița mare! A! Așa! Bravo! Bravo! Ce bună! Ce fetiță mare ești tu acum! Tu știi că ăsta se dă și la restaurante? La Masterchef? Da! Piure de morcov cu cartofi, asta e o delicatesă! Te uiți la tati? Hai! Bravo! Bravo! Să-ți mami puțin? Așa un picurățic, așa! Am zis că o să comand o pelerină dintre aia, în loc de babețică, ca să număr de rim hăinuțele. Cum deschide gurița. Așa, bravo! Ce fată mare avem noi aici! Dar ce realizări avem noi! Mai dă-i, e comiță! Mai vrem? E
Așa. Cum poți? Să stai 10 secunde fără să-i dai. Mai? Ai înghițit? Gata? Îți place biroul de gator? Că nu, mami, place mult. A. Parcă începe puțin să n-ai vrutare, să vrea mai repede. Da. Așa, ține-mă căcioasă. Ține-mă căcioasă, da. Asta nu-i ca lăptică, dar trebuie tu să-l mesteci, să-l înghiți. Gura mare. Ți-e puțin dor de lăptic? Stai. Dar nu se șterge ea. Da. Așa. E foarte, foarte bun. Hai că am mâncat multe lingurițe. Doar sunt impresionat. Bravo, Carolina! Bravo! Bravo! Regino! Toate nuțile de coco se aplaudă! Ușor! Ușor! Cred că deja vrea lăptic, nu? Da. Gata, de lingurițele. El vrea șervețel, dacă dă-i de un șervețel și se joace. Dă-i de la bunice și tu, haide. Uite, poftim. Ia șervețel. Haide. Mai o guriță. Bravo. Ce bun. Ce bun. Mai dă-mi mai mult. Bine. Ca să fie o experiență frumoasă, da? Azi mai bun decât ieri și tot așa. Nucilor de cococi, astea au fost primele mele mese. Eu vă pup și ne mai vedem că deja sunt fetiță mare. Cum m-am descurcat? Să-mi ziceți în comentarii, vă rog. Și spuneți-mi în comentarii voi ce păpați astăzi. Ați văzut meniul meu. Piureoasă.